Merge și alău? Am fost la Drăgășeni la șalău. Dacă vrei șalău, vă duceți acolo. Opa. Da, strapazane așa, nu... Nu din aia monștri. Spunea cineva că a luat la Dala 606. Să dau la un oblete. Ce-l pe curba acolo? Un oblete. Îi schimbă plumbul ăsta. Buldo de distanță. Și... Să luăm caz, dar nu! Și să mergem, frate. E zi, mă. Tu mare panteră. Mergem? Hai să vedem că dacă nu e oblete, mai băgăm și noi un pic băneală. Nu-i treaba. Că și eu pe ceva la sfârșită. Pescărușii în nevoie. Daci. Dacă e atâta activitate, hai să ne implicăm și noi. Hai să ne implicăm și noi. Cum ziceam, la debarcader. Nu era nimic pe acolo. Robii bumpi la parașute. Cam atâta. Păi ce se întâmplă după ce alergăm ăsta? Scufundacul ăsta. Da, Costa. Să trăiți? Bă, ce alergăs cu fundacul ăsta? Ia. Te pești pe aici, o fie o bleție. Bă, curba asta, cine sunt eu? Merg ca în grec cu piciorul ăsta, mă înțelege. Bă, joacă ceva, mă, că nu trebuie să fie bă, așa. Și trebuie cum asta, sărba. Și trebuie să-l băgăsc pe curba așa. Hai, scufundacilor. Am un buldo cadou pentru mine. Să vedem pe care îl ochesc acum. Ia lăsați voi, mă, umpleți-mi pe ce. Să mă joc și-o cu ei, mă, așa. Băga la nasolel de... Să mă duc până după curba, acolo. Asta mai jos, că e barajul scăzut. Uitați acum la joc. Zicea Tony, dar uite, m-am întrebat. Că a luat undeva mai la corbă după. Să cobor de gunoiile astea. Mai e câțiva metri. Așa, așa. Și
Părintele, o hrană foarte bună pentru șalău. Se face bucățică. Știu că joacă ceva, vede? Și joacă frumos. Ia, mă ajung eu printre zilele astea mai zâmbi așa. Niște chestii, niște trestii. Nu o să dau să-l vreună atac ceva. O gândă de apropo. Duhuri de grup. Omleta. Ne, nu mai am culo așa așa. Pui de bani. Blete. Eu blete niște, ala zicea că pe la gumai. Am mai furat bubanele acolo. Nu treabă. Răjeala de bibănuși. Se fac bagă... Nu, e că asta e plasă, că duci dacă e astea. E răjeală, poate la bască. Vă zic eu. Bă, plumbul să mă joc în centrul. Am găsit un papuc. Un papuc. Interesant. Ecologic. Poate ce vede din el. Aici, păcule, o să bag plumbul, mă. Că nu e socotel ca nu. Nu e tot cu bibanul, mă, scutem. O spune pe șmicherie. Gen de gemai. Te duci tot de la biban și aia e. Am ulit după un iud de delicatese. Ți-ai un fâșă ce-ai gestat și ăla e. Ui, plumbule, da? Vădă tata cu și... Să tot nu pun niciun fruct. Aoleu, nu dau de loc, am plecat aici. Ce agățături. Ce hârtoape, ce ale. Bine, mă duc jos, băi, frate, băi. Acolo, ce întreabă, băi. Vezi, tu tehnologie. Cum se fură, ergherie. Să dăm peste în baie, așa. Nu vezi că-i terminologie. Că se fără o arghelie. Dacă nu este Paul. Mare mi-a zis că venea de la țară. Bagă musca, nu mai sta. Dacă vrei să iei friptura cu mămăliguță caldă. E Paul.
O să mergi acolo la Șalău și la Caras, stai pe aici. I-am făcut abonament la Drăgășani. Știi cum se ia la Drăgășani? Șalău la secundă. Pac, 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 pac. Ia zi-mă, hai să lasă-mă lua pe cuvânt. Eu am luat să dau la Șalău cu ei, ce să... Să trebuie. Dacă mă Gabi, că aici... Serios, dacă nu. Dacă uite, mă duc acolo să mă distrez. Ce mă lăcă cață așa, mă, băi Gabi? Lasă, bre, că nu știi mata. Da, mă, dar peștii la kil n-are gust, și ăla la jumătate de kil are gust. Așa că am mai avansat și eu. Ce dai, mă, scuze, de 18, 20? 18. Nu să mă distrez cu alea așa. Nu mă, Claud, am luat la Șalău acolo, la Drăgășani. V-am văzut că ai reușit să-i luat mașina. Păi, dar am reușit să intre și în pod. Asta ce faci? Scoți și cele care le prind? Știi că dacă prind Șalău, că luam noaptea la muște, în jos la baraj, nu poți să-l scoți din dințilul ăla? Da. Pă bune, dacă o scoți. N-ai ce să-mi faci. E plină gura, uite, jur împrejur de dinți, când baci, da. Și e înfipt cârligul de la muscă, că dăm cu muște de 10. 12-10. Îmbrăcate. Am văzut că pescăți și băieți acolo, sportiv. Da. Ai văzut-o? Da, ultimul sport. Nu, se face treaba la, dar nu știe, te Claudiu. Claudiu la Drăgășani, mă, tata. Ala, da. Dacă ai vedea de ce e acolo, n-o să mai schimbi. Sunt 70 de kilometri. Tu ai văzut ce e pe Vadul Vechi pe acolo? Păi n-am fost eu acum. Și? A luat ăsta doi obleși, erau lipicioși. Ce i-a luat? Eu la muscă, 3-4 obleși, i-am dat la unul. Erau lipicioși, bro. Lipici. Când am pus mâna, apoi am zis că am dat cu super glu. I-am dat lui ăla. Și așa vreau să iau la Șalău. Da. Veni așa, dar nu știu că i-am dat la niște muște, bă, zic, bau la niște bani mari. Nu că pescuiesc eu aici. Fac filme video, uite aici. Am fost pe la Călugăreni. Mă urc înapoi, mâine s-a răsat acolo. Să vezi ce cara să pui. A luat la un sfert de sac. Mai e loc de plasă? Da, n-ai treabă cu plasă. Păi să știi că ultima perioadă n-am mai băgat jos la cădere. Le bagăm mai spre pod încă. Ce, plasele? Mă, da, muncă și-a luat în gro. Strapazăm, vezi. Înțeleg? Păi n-ai ce să mai, na. Jacoblitele. Da, da. N-ai ce să mai... Stai micuța să ai răd. Da, poate să mai pus păi da, venim cu acolo, de ce vreau să dau la oblete. Și strap... nu vrea la mulțumiți loc? La oblete? Nu, că n-am, încă n-am vorbit. Biba, nu? Deci îți spui eu, loc și frumos de pescă, și ziua și noaptea. Ce se poate suportul ăsta? E mobilă, e camera mobilă. Lasă-mă. Stați așa, așa de gât, că poți să ambal. Da. Mai ascult formația. Ai gândit-o bine cu asta, a? Am gândit-o bine. Păi, dar i-am lăsat lui ăla la acțiunea antibraconaj. Am uitat trepid de la el, dar nici mai iau. Asta te plimbi, dai zoom mare, zoom mic. Deci, loc de pescuit. Și ai făcut, ai filmat și băieții acolo care pescuit sportiv? Nu. Nu? Nu mai filmez. Nu mai filmez? Păi, eu dacă mai stau o leacă, știi cum ți-a pe aici? Că n-am, am un alt stil. Ce? Șalăi. Ți-o pe tot aici. Hai mă, dai păcă. Ia-mă, grea, Gabi. Am un stil. Hai, vreau să văd să prind zonul, prind zonul. Ia unii la spinning, făcea când luam cu patru șalăi odată, făcea. Domne, păi dumneata, ai bățul la neterminat, domnule. Hai, Gabi, lasă-mă, Gabi, măi. Dacă spui, știi bine, ce m-am perfecționat? Da, știu, hai. Hai, vreau să văd că prind zonul acum, hai. Pă, bun. Măcar unul, să vedem și noi. Dar știi când mânca? Când se întunecă. Uite, stau eu aici când se întunecă. Bine, hai. Serios, nu-i numai am dat, am 10 nopți nedormite, ce-i? Hai mai spus că mănâncă pipanul, din ăștia? Păi, păi bagă mai mari! Mă, vin, mă. Ce mă ușa să parașute, mă? Păi nu... Uite-ți bani, mă, Hai mă, că auzi. Auzi? Păi, păi, câte doi găseam în șalăi de la ochi. Deci, iau pentru... La Șalău, să dau la Șalău. Păi ce dracu, dă și tu la twister ca omul? Păi nu, dau la muștea de mâncă noaptea, dar ziua nu mai mănâncă drog. Ziua în barajul mare, numai pe bucată, codiță sau peșteșor. Nu o ia. Să aveți ferendit. Mulțumim. Hai mă, Gabi, lasă-mă. Nu, pot să dau la ăștia, că... Le-am învățat stilul. Mai stau, Olec. O să mă distrez la biban până una altă. Da, deci dacă vrei la Pogan, faci dreapta, ajungi sub baraj. Băi, dar mai biban ăsta mare, așa? Aici, și că să ia și mai mare. Dar să bagi muscă mare. Dar ăla mare are oase. Știu. Știi ce oase are între carne? Nu mă tentează pe mine. Las pe băieții mai...
Lasă pe cei mai tineri. Noi la bătrânețe ne necăm noi bipoși. Mă duc să mai bag o prăjeală de biboneală. N-ai ce să faci pace. Plec mâine cu un prieten acolo la... Mamă, ce-a luat ăla niște carași, niște iarugini. N-ai ce să iei, Paul, spui eu. E singur loc unde să te și distrezi, să faci și treabă, să iei pești. Ce n-ai cu un băț în mână, cu alea, să vezi cum e. Când ești interesat, mă suni. Și îți dau informații noi. Eu mă duc să mă distrez. Nu i-a plăcut bibanii că sunt mici. Parcă stomacul te întreabă dacă sunt mici sau sunt mari. Mai ai și gustul, mai ai și alea. Important să pui ceva în tigaia acolo. Și la șalău în cârlii. Rechinii cu aia mari și noi bibanii cu aia mai mici. Asta e regula supraviețuirii, noi ne mulțumim. E mai greu când ești nemulțumit, înțelegi? Și că nu mai mici, eu vreau mari. Eu nici nu vreau mari, sunt plin de oase, mamă ce de greu. Trebuie să-i faci conserve să muci. Asta nu-i treabă, bagi la apă conserve. Uite-mă că ajuns să iar pe verticală aici. Uite-mă, uite-mă, mai e cu pescare așa, știi? Că ei sunt profesioniști, ea numai de mari. Nici nu-mi bagă în sacoș așa ceva. Cu ce e rău unul ăsta, că mai pui și în tigaie unul mai mic? Cine te judecă? Dacă nu te judecă, domnul... Ai, băi, cine să te judece? Aoleu! Ce mai fac eu pe seară? De exemplu, să n-a supraviețuire. N-am ce să pun în tigaie, plânge tigaie. Ia să vedem. Am și eu câteva muște. O țeavă. Și o țeavă. Trebuie să nu vedeți scurt, fiți atenți. Mă scurt din dacă trage. Hai, Gigi, hai, bă, că n-am ce să punem tigaie, bă, că știu că noaptea tu nu trage, am dat un bără. Gata, ia. Aoleu, ce-a dat domnul, băi, seara, bă. Aoleu. Noroc cu muștele că-i atacă pe teren. Noroc cu muștele că-i atacă pe teren. Ia da. Să vedem noi aici așa. Să ne mai experimentăm. Așa, doi. Cât conține mă tigaia? Câți dăște? 15, nu? Sunt bun, 15. Să strâmbăm mereu pentru mâine seara. Era așa, las, o bag și o bucățică. Cona, ce știe lui. Bagea lui, mai mi-e de distribuște. Asta are, asta nu are. Așa, nu se pregătă și zice ușa lui. De la... Twistere, am avut și cu dreapta mai dau cu ăsta. Hai, Johnny, hai, Johnny, tacă. Hai, Johnny, tacă. Mai scurt așa. Hai, mai lungi, hai, mai lungi. Azi e Liga Campionilor, bă. Înțelegeți voi ce zic eu? Păi eu mai sunt și microbist, băi, frate, bă. Ce urmăresc, bă, bă, bă. Nu știu să-i chinuie, mă, cum mă duc eu acum, așa, bag muștru să-i vedem. Uite când se ia un șalou la musc.
adică urmăresc pe unul că așa ceva. Da, Gregory. Și e Claudul, știu că e meseria așa. Prins un pește mare, cred că și-a luat. Aaaa! Da, stai că vin și eu să-l văd. Da, mă, păi meseriași sunt meseriași, ce să mai faci? Păi nu bag și eu muștele acum. Dar l-ai prins normală? Da, bă, a avut dreptate ăia că s-a luat și la 9 kg. Păi, în linia la mine. Ia uite ce bucată. Da, bă, păi nici nu mai merită să te duci la Drăgășani. Stai o leacă să filmez eu. Să te vadă și pe tine lumea. Pe 5 noiembrie. La post de seara. Bă, ce-a luat-o Claudiu pe twistere? Da, mă, da. Super fain. Da, a tras frumos Claudiu? S-a simțit, a? Da, mă, că bag și eu muștele acum. Uite-mă, pe Claudiu. Să vă-l prezint pe prietenul Claudiu. Ia, Gabi, vezi pe unde mă pui până. Ia, mă. Păi nu mă, pe site-ul meu. Așa, da. Pe site-ul meu, nu pe... Stau să-l filmez și mai de-aproape. O, ce star, mă, are 2 kg. Cât are? El este Claudiu. Dacă ei filmează. Hai să-l filmăm și cu captură. Da, mă, dai mare asta. Mamă, ce-o mâncat fimea. Ce-o mâncat fimea. Ia-mă, Claudiu. Păi când între mie pe Zoom, stai tu așa cu el. Să te prind eu așa. E mare, îți dai seama. Am înțeles. Frumos. Felicitări. Mulțumesc. Da, super, fain. O, dacă te-ai gura are, ce să-i bag eu o muscă de 15-0 la asta? Bă, ne, Gabi, n-am mai prins pește pe 5 cm, dar cu 2 ani aici. Pe twister de ăsta. Pe portocaliu, mă? S-a nimerit acum. S-a nimerit, da. Portocaliu, da. Nu contează. Să bucure fimea. Uite că mă duc să iau și eu muștele să ne jucăm aici. Păi să știi că de când au de 3 săptămâni, 4 la ăla, nu sau n-am văzut așa ceva. Știi când am văzut? Hai că spun. Erau cineva în curtea de Argeș cu barca, cu sonarul. Lasă că trebuie să-mi vină sonarul, că l-am avut stricat. Azi mi l-am dus dracu. Atunci am văzut la ei 40 de chile, dintre care unul la 3 chile. De ăștia cum ai tu acum avea sacoși pline, dar... Cu barca. Că mă duc să iau și eu o linie, bă. Sunt curios la gâșgănii cum se bagă. Ia mă să vedem. Prin trusa mea pe aici, a? Prietenul Claudiu. Nepotul lui Neadan, care dădea la biban cu ață roșie pe cârli. E un băieț.
Fac și eu un montaj așa, repede. E interesantă treaba. Interesantă treaba, știți? Lăsăm ochiul ăla de jos. Să las puțin camera jos aici. Filmăm cu Ida, bro. Ce mai fac eu, bro? Acolo, poate mai vreme. Să mă pregătesc eu, și o linie de musculițe de șală. Așa tot. Revin imediat.